Yuki Seto. Al treilea gol din campionat pentru fotbalistul japonez, care s-a specializat în goluri împotriva lui Dinamo. El nu se află la prima reușită împotriva dinamoviștilor. Totul pleacă de aici, din această aruncare de la margine. Inițial toată lumea a crezut că mingea trimisă de Budescu nu va avea foarte multă șansă de reușită. Nedelcearu greșește acolo, degajarea, o trimite într-un coechipier. Takayuki rămâne singur și rezolvă fără probleme o fază. Astra face 2-0 foarte repede. Să vedem reacția lui Dinamo. În mod normal, echipa lui Dăncilescu ar trebui să